La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș erau înregistrați 5425 de șomeri. Rata șomajului a fost 2,73, în creștere față de iulie 2020, când a fost 2,67. În continuare sunt destul de puțini cei care nu au un loc de muncă și primesc indemnizația de șomaj. În august au fost 2044 dintr-un total de 5425 de șomeri. Deci, aproape 3500 de șomeri nu primesc indemnizație. Dintre șomerii care beneficiază de indemnizație, 1788 provin din muncă, iar 216 sunt absolvenți de învățământ promoția 2020. Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Maramureș, 30%. Ei sunt urmați de cei cu studii liceale, 28%, în timp ce 16% dintre șomeri au studii gimnaziale. 16% din totalul șomerilor înregistrați au școala profesională, în timp ce 7% au studii superioare. Informațiile oferite de AJOFM Maramureș mai arată că 2239 dintre șomeri sunt foarte greu ocupabili, 1831 greu ocupabil, 976 mediu ocupabili, iar 379 ușor ocupabili. Încadrarea într o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele agenției. Datele AJOFM mai arată că aproape 1800 dintre șomeri au sub 25 de ani și alți mai bine de 1100 între 40 și 49 de ani. De asemenea, sunt peste 800 în categoria de vârstă 50-55 de ani și mai bine de 500 peste 55 de ani.